Am încredere în ea, știu că mă ajută să mă ridic și pe mine, cât și pe ea, psihic, da? Și să ne ajute mai mult, ea ajută mai mult relația decât bă, Radule, dar ce să te ridici când tu faci catră în ungară pe aici, când se machiază un pic, când se dă cu ruj? Niciodată nu i-am spus păi că îți deranjează de machiaj ei. Odată cu ruj, observi? Nu. Asta ridicare. Niciodată nu m-a deranjat. Are două dulapuri de haine. Doamne, știi foarte bine și tu că nu mai am haine pentru că mi le-am trimis în România. Și fetele știu. Adică nu mai rog. Da, nu mai am. Este important să vorbim chestia asta la televizor. Da, mai că mi-a pregătit. Nu mai are pantalon scurt, nu mai are nimic. Are numai vorbește pe mine. Da, oprește. Vrei să spun și de stilul vestimentar? Vorbiți de stil vestimentar dacă te interesează pe tine și îți dau răspuns. Da, am spus eu ieri. Nu pot să interzic femeii cum să se îmbrace, cu cine să vorbească, când să vorbească și etc. Că nu e pe dar pot să-i fac cu spirit de observație când mi se pare că e ceva indecent. Ai făcut-o de multe ori, ai interzis femeia la gură. Dacă nu, aia e. Băi, vezi, Beatrice, că iubitul tău te-a trimis și pe tine să te schimbi, ți-a pus și ție mâna la gură, așa că nu mai vorbi tu despre mine și nu mai interveni în discuție dacă nu știu lucruri, ok? Vreau eu. A, bine, dar ești cam în aceeași măsură în discuția asta despre ce se vorbea. Mie ți-a pus de mai multe ori mâna în gură și te-a schimbat de mai multe ori, ca idee. Apar pe cadru și spune taci, iubire taci, spune iubire taci sau spune mâna la gură, așa că nu comentați despre mine. Nu, ți-a pus mâna la gură, de multe ori și știi. La mine de multe ori s-a întâmplat să zic că Adelina vorbește. Nu spune să nu mă mai la revedere. Dacă bă, dar nu ești capabilă să ascult și ești disperată. Dar ai luat comportamentul ăsta. Bă, dar nu mai e urat ca să vorbesc, bă. Te vede urat, nu mai e ca să vorbesc părerea. Ei, Radule, te pune. Dar voi asta vezi tot timpul. Nu poate să vorbiți voi, să insinuați voi. N-am vorbit nimic. Adelina, te rog. N-am fost un sunet. Adelina, te rog. Mă lași. Da, vezi, mă dreptoare. Vorbești și tu, vorbești. Ce vreți voi să audă lumea, doamne, ce vreți voi? Te rog, Adelina, că deja vorbești singur, vorbești. Bine, păi, vorbește până mâine. Păi uite, mă apuc să vorbesc și vorbește cu mine. Păi dacă vă zic, așteaptă, Adelina, că vorbeam și vreau să-mi calmez pe ăsta, să purtăm o conversație și să înțeleagă. Tu te-ai pus să vorbești și noi, nu vedeți că ori de câte ori mai spază, vorbiți peste noi să nu se înțeleagă ce spunem noi. Ăsta e jocul vostru, asta mâneva voastră. Omule, eu aștept. Și dați-mi, dea urlu și nu fără voce. Mă vezi? Adelina. Bă, aștept. Aoleu, George, ți-am amintit de Maria. Domnișoara Cristina, nu-i mai amintiți de Maria că s-a combinat cu prietenului din Craiova? Care Maria? Maria lui George stă cu... Nicolas. Se vehiculează aici, în Casa Puterea Dragostei, că tu și Nicolas ați avea o relație. Avem, da. Dat-o vreodată pe fata asta? Da, domnișoară. Domnișoare, asta vorbește din spatele meu și mama, păi stai că-ți dau să mână. Nu vorbesc din spatele tău și în primul rând vorbesc când vreau, nu când vrei tu. Felicitări, bravo! Tu te lasă, mă, te rog! Dar ce te felicita? Da, sigur că ei acum au chef de vrăjeie. Pentru ce te felicita? Ce așa acum să dacă aș fi făcut o vrăjeală, aș fi făcut la început, înțelegi? Dar din vrăjeala asta da, pe care am făcut-o, așa cum zici tu, am tras-o niște concluzii pentru mine. Nu neapărat că aș avea ceva cu tine sau ceva. Strict de persoana ta. Și de asta ți-am spus felicitări. Mulțumesc. Punct. Ideea e în felul următor, că noi nu încercăm acum să te punem pe tine într-o lumină nefavorabilă. Ba da. Dar nici nu, dar și dacă no. O faci, nu mă deranjează, adică nu mă interesează. Eu mi-am spus părerea, că din punctul meu de vedere, omul ăsta te-a dus ta. De la om să ajungi neom. Nu, nici noi nu avem. Uite, el știe și... Din păcate asta e ideea. Și acum, bă, aș fi ipocrit să zic că mi-e milă de ea, că nu mi-e milă de ea. N-am nevoie de mila nimănui, să știi. Dar și mie mi-e milă. Dar când te complaci, băi, sincer, și mie mi-e milă de iubita ta. Uite, iar nu mă las. Mie mi-e milă de iubita ta. Eu am lăsat-o pe Adelina să termine, tu iar ai intervenit. Vezi? Adelina, te-am lăsat? Când ai zis, bă, continuă. Hai, și mie mi-e milă de iubita ta, asta spun. Ascultă-mă, dar...
când te văd că tu continui și văd că ești doar pentru competiție. Păi n-am mai continuat. Dar cu ce e pentru competiție? Tot e doar pentru competiție. Ce e pentru competiție? Adelino, scuză-mă pe mine. Adelino, scuză-mă pe mine. Îți meriți soarta, crede-mă. Fii atent. Înainte să-i spui că își merită soarta, spune și mie. De când n-am mai avut eu sau n-am mai lăsat loc de interpretat la nicio femeie ca să fie de competiție? Dar nu e vorba, bă, că trebuie să faci. Ok, bun. E vorba că trebuie să te comporți frumos cu ea din punctul meu de vedere. Bun. Faptul că îmi dau cu părerea despre toată lumea înseamnă că sunt competițional? Nu. Dar nu. Faptul că mă comport urât cu ea înseamnă competițional pentru ce? Pentru că mie nu mi-aduce bine, ei nu-i aduce bine, imaginea noastră nu ne aduce bine, deci cu ce m-ar ajuta competițional chestia asta? Te ajută din foarte mult. Păi nu mă ajută cu nimic. Din contră. Din contră, dacă știam să mă temperez și puteam să-mi găsesc instant... Păi ție ți-e foame. Nu știu, puterea să nu fac gesturile astea, o făceam și ieșeam mult mai câștigat. Mult mai câștigat și mult mai apreciat. Daniela, te rog. Nu știu, n-ai glas, hai să vorbești mai tare un pic. Bă! Dar ia tu, că ție ți-e foame, ia tu, că ție ți-e foame. Una mie, una ție. Codruț! Te așteaptă oile afară, du-te, tate, lasă. Du-te de aici, nu. Nu, mulțumesc. Ia cu pâine! Ia tu cu pâine! Uite ce tare vorbești, uite! Du-te, mugeva! Felule! Codruț, mugeva! Doamne, ferește! Dar du-te, măi, de aici, ce vrei! Dar lasă-mă, nu, mulțumesc, am spus! Te văd foarte albă, foarte palidă, oftim. Tu ești foarte palid, hai, du-te de aici. Vrei și tu? Ce frumos ești! Bă, vezi, frumos! Ai ceva pe aici, pe la gură, serios? Da, am de la ea, m-a lăsat salivă. Nu, ți-a lăsat. Hai de la tine, ți-a ieșit. Bă, șterge-te, că ai ceva. Nu chiar eu n-am audiență cu tine. Eu vreau să-i fac un bine. Bă, ai ceva la dau să mănânce. Ok, ți-am spus, nu dacă mulțumesc. Dacă tu îi dai să mănânce, oricum are niște chile în plus, ai înțeles, dar eu îi dau la regine. Ok, lasă-mă să am eu chile în plus, ți-am zis, nu mulțumesc. Îi dau acum să mănânce, niște verdeață, mai înțeles, ca să poată să vorbească mai tare. Iar vorbești. Nu am nevoie, mulțumesc. Iar vorbești prost. Apreciez foarte mult. Pe că am râdea și îi plăceau glumele cu Codru. Apreciez foarte mult. Chiar îmi plac glumele, nu mai pot. Tu nu știi să dai un sfat, nu știi să dai... Uite, ai avut o relație timp de un an de zile, de ce nu dai un sfat? Bă, iar te gândești la Alexandra, mă? Nu, lui Radu nu, și Adeline. Bă, uite care treaba între... Dar bine, ce ia-l tu, că ție îți place castraveti. Care, hai că-ți place care ție. Care tu ai fost condus de Alexandra. Ție, lasă-mă că ieșea pe cadru să vorbească. Du-te dar nu mă interesează, vreau să vorbesc cu iubitul meu. Nu poți să fac chestia asta. Dar termină. Dar ține și cont să mănânci că râde cu el. Vrei să mănânci pe jos? Da, și tu care e deranjat, da. Să nu mai spui că e deranjat și că toată lumea îi sare în cap, pentru că râde cu el, se amuză cu el. Hai, ok, poate sunt glume de plasare. Ce se amuză cu el, bă? Ce se amuză cu el? Era pe canapea și vorbea cu noi, vezi? Vrei tu? N-am zis că-l place. Dar dacă era pe canapea și vorbea cu noi pe conexiune și ăla... Ăla cu fața de monstru. Bă, a venit lângă ea. Ascultă-mă. Și poate are glume de plasate. Dar dacă râde, nu poți să te ia idee. Ia, de ce se complace? Ce vrei să facă ea acum? Ia conexiune, atent. Uite, ea vorbea cu noi pe conexiune. Uite-te cum se apropie bărbații de aș, nu are niciun gest, omule. Bă, dacă ăsta o terminat, pleacă mâine. Ok, ea poate să se ridice. De ce, mă, că ține partea, George? Bă, ies afară. Ține partea, George, bă. Băi, dacă te respectă, ies afară. Auzit? Respectă, ies afară. Păi gata, lasă-mă, am înțeles, ia și mâine din casă. Azi, ies afară din casă, din cauza voastră, bă. Doamne, eu nu mă duc spre aia, nu-i fac nimic. Ce să zic, am ieșit pentru că se induc foarte multe chestii greșite, cred că în ultimul timp, Radu, adică la început știi că avea un comportament, da, nepotrivit. Și da, nu pot să oricum... nici eu asta. Dar în ultimul timp, cred că toți ați văzut schimbări de la Radu și n-au... Nu, Gelu vrea să inducă în continuare anumite lucruri. El nu lasă pe nimeni să vorbească, el nu lasă pe nimeni să explice. El vrea să accentueze de 115.000 de ori că relația lui e cea mai perfectă relație, da, că exact. Nimeni nu e ca el. Dar și în nu știu ce. În momentul ce. În care el stă cu Beatrice... lucrurile astea. În momentul în care el stă cu Beatrice, să ceartă pe conexiune cu ei și cu Y. S-a văzut asta de 115.000 da, de ori. Și în momentul în care el se dă la vreo fată, cum i-a făcut complimente Marie când a venit în casă, Beatrice n-a avut nicio reacție decât în momentul în care am zis eu, du-te după el, ieși, du-te prin spate. Nu poți să nu ai reacții. Nu poți. Radu are reacții, da, așa e el. Să iasă de afară din casă din cauza voastră. Păi eu nu-i fac vrei nimic. Vreți să mă aduceți în ultimul stadiu să mă iau de voi? Da, asta da, asta da, e. Că nu mă iau de voi. Ești suporter la Galatasaray, ce ești? Poate după da. Dar cum vreau să mă iau? Doamne, ce-ai mă, omule? Lasă-mă, Gelule, ia să distrează cu mine. Tu ceartă-te cu Radu că o fac eu fericită. Tu nu ești în stare. Hai, pa. Și cu brânză? Ia... Ia tu castravetele că-ți place. Ia tu castravetele că-ți place. Uite, vezi, i-am zis să iasă, afară a ieșit. Deci ține cont de mine. Adu și mie un morcov. Frumos că ține cont de mine. Așa-mi place, să țină cont. Iar te-am scos, Gelule, din minți. Gelul te-ai activat și nu ai ce să zici? Văd că te-ai activat. Cine își bate joc de cine? Că nu înțeleg ce faci. Vorbește de
singur. Efectiv, îmi vine să râd când mă gândesc. Deci nu pot să concep că faci chestia asta, că se vede pe față, adică oamenii telespectatori o să vadă lucrurile astea de acasă, cum încearcă să inducă niște chestii care chiar nu s-au mai întâmplat. Adică nu pot să spun că... Și din nou vreau să lămuresc oamenii aici motivele pentru care eu nu comentez înăuntru ce se întâmplă. Oameni buni, nu vezi strict părerea mea, dar vă rog să vedeți, să fiți atenți cum nu pot să intervin în asemenea fazită și în asemenea cupluri care s-au format peste noapte și subiecte făcute de acasă. Și fete care stau seară de seară pentru care una cu cealaltă și acum vin și fiecare e cu iubitul celeilalte și una se duce să-l pupe pe celălalt și așa mai departe. Și cum aș putea să comentez așa fazități? Așa mă simt. Ce faci? Ce să fac, mă, viața mea? Uite, o întrebasem pe Antonia cât are dioptriile. Că am văzut că nu vede bine la distanță, nu, și a zis să mă apropii de ea un pic. Tocmai ți-am zis mai devreme, nu ești în câmpul vizual, dar nu te vede pe tine. Aia zic. Înțeles? Vede altceva. Da, viața. Are, nu știu, o femeie care are pretenții în viață, de-aia nu se complică cu tine, care te complici cu oricine, știi? Tocmai de asta a ales să vorbească cu mine și... Știi ce zic? Nu, auzi, a purtat o discuție. Fii atent, Marinescule. Știi ce zic? Marinescule, femeia este foarte open mind, ai înțeles? Și poate să vorbească cu oricine. Vreau să spun doar că Radu și Codru s-au aliat împotriva noastră. A, nu veni cu vrăjel, că eu te-am lăsat să vorbești, nu sunt cu vrăjel. Păi nu sunt vrăjel, chiar, doar el. Doar chiar, el. Chiar v-ați aliat împotriva noastră și aveți mereu ceva de comandat la adresa noastră și vă luați mereu de noi. A, nu și cred că mergi pe victimizări. Ba da. Așa a, deci mergi pe victimizări. Așa este, nu am cum să mint. Da, așa este, ai văzut și tu. Omul ăla poate are ceva cu voi doi. Păi da, dar omul ăla e prietenul tău. Ok. Dar nu pot să-i spun lui că nu sunt maică sau nu sunt nimeni. Bun, zice atunci să fac de ce... Eu doar scot în evidență ce faci. Ok, atunci de ce, dacă Duțu e prieten cu Gelu și eu stau la vorbă cu el, de ce vă luați de mine? De ce vă dați cu părerea prost? Dar nu m-am luat de tine. Că eu sunt la capitolul 14 pe vrăjeala lui Marinescu și încă nu mi-am dat seama. A înțeles în 5 minute când a înțeles de la tine. Cam ce? Uite, ok, da, înțeles. Dar lasă-mă să vând și să o întreb eu ce ai înțeles. Fă-mă așa un rezumat. Ce-am înțeles despre ce am vorbit cu el sau despre el ca persoană? Nu, un rezumat așa. Ce ai înțeles tu de el? Am înțeles că e un om foarte deschis, îi place foarte mult să bată apropouri, îi place foarte mult să se dea pe lângă oameni. Te-a deranjat discuția cu mine? Nu m-a deranjat discuția cu tine. Nu, Antonia. M-a deranjat. Eu sunt curios dacă tu ți-ai dat seama că el o face acum cu un interes și o face la mișto. Cred că tu ai realizat. Bineînțeles, i-am și spus asta. Da, dar de momentul în care și tu te complici, ai înțeles? Dar n-am de gând să mă duc să-l ocolesc. Ai înțeles? Nu zice nimeni să-l ocolesc. Adică dar, poți să port o discuție dar ei cu oricine. Iei și tu parte la ceea ce face el. Nu iau parte. Poți să port o discuție cu el, nu e nicio problemă. Și vorbești. Radule! Că vorbim noi doi în privat. Vezi că ai spus de fapt aia? Că era între băieți când George lua apărarea, doar atât. Eu n-am vorbit niciodată despre Adelina, că se uită după Mihai în continuu cu gura, cu banele pe la gură. Eu n-am spus asta niciodată, ca să știi cum stai. Eu, se uită, da. Da, am văzut, crede-mă că am văzut. Ce se fac? Dar n-am vrut să spun din mult simt. Îmi place mai mult pe el decât pe mine. Crede-mă că place. Știu. Crede-mă că place. Din păcate, asta e realitatea. Chestiile astea se uită după el în continuu. Chestiile astea sunt fumate de mulți. Nu, asta e adevărul. Bine, eu am încredere în ea că nu se trage în bărbat și eu știu. Am mai zis, da, ai văzut tu prost, crede-mă. Ah, ce păcat. Da. Nu spui de fapt, auzi? Când George lua apărarea, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce faci acum? Se uită după Mihai în continuu. Acuzațiile astea. Ce acuzații? Pe adevăr, mă, ce pe adevăr? Acuzațiile astea sunt pe adevăr. Mă duc să-i dau și apă. E fiartă după Mihai, ce ai? Din frustrare acuzațiile astea, să știi. Dar știi care baza? Mihai are bun simț. Care baza? Dar zic că t-ai fiartă după mine și e mai nasol. A, nu e fiartă, stai cu minte. Auzi, Adelina! Ce-am făcut? Adelina, ai mâncat, îi dau și apă. Stop, am auzit aparcea. Stop! Că ești fiartă după Mihai. Chestii fumate. Dar știi de ce a venit să spun asta? Știi de ce a venit să spun asta? Că i-am zis eu că stă cu ăsta, cu George și nu schițează nimic. Și așa ai ajuns tu la concluzia asta, nu? Da, eu am văzut. Să te anunț că Mihai poate confirma faptul că atunci când a venit în casă, a dansat cu mine și eu am spus după că nu. Și ție nu s-a plăcut deloc. Nu, uite, am spus că nu-mi place. Nu-i omule, place. Am spus. Atâta timp cât eu știu ce și simte femeia asta, nu pot să o acuz de ceva ce ai băgat frica mea și nu o să ne cunoască niciodată, crede-mă. Eu nu fac ce, Gelu, acum. Ai băgat frica mea și nu o să ne cunoască niciodată. Vrei să ne despărțim sau ce-ți dorești, că nu vreau să vă despărțim, că nu sunteți voi un pericol pentru mine. Păi și atunci de ce tu te insiști? Stai, mă, că mă jignește, că faci. Asta înseamnă frustrare. Bine, și pentru ce? Pentru că Codruț îi dă târcoale ei și n-are pe cine să răzbune decât pe tine și pe mine ca să ne certăm. Dar nu mă refer doar la faza cu Mihai, ca să...
vă spune, vă spune degeaba. Voi nu cu... Uite-o la mișto, ascultă. Știu că vă spune degeaba, e bine, dar... Lasă-l să fie frustrat. În primul rând... Cu tipă bune? N-a dat în ea, mă, ce ai aici? Uite cât dramatizează, frate. Așa. Și el și ea. Spun că noi doi suntem... Eu cu Codru sunt împotriva lor. Acum noi. Da, acum vorbesc cu tine ba pe da, bune. Ba da, dar hai odată. Păi da, dar știi, ajungi nu știu, am niște cuvinte mai multe, înțeles? Și le pot reformula mai mult. Nu, eu nu am ca și Cheluțu, bă, eu vreau să încerc scuze într-un mod frumos și caracteristic. Mie, ok, înțeles? Hai, continuă, aștept. Pentru ceea ce ți-am făcut eu ție, dacă te-am făcut să te simți, nu știu, mai rău, ai înțeles? Tu trebuie să faci că am făcut-o... Am o afinitate, ți-am spus, dar nu o dai rea. Ai înțeles? Nu că așa vreau ce o intenție cu tine. Am o afinitate și nu pot să te văd că te complici așa într-o situație. Păi da, dar tu ai făcut pentru, mișto și de mine. Lasă-mă să vorbească că vrea. Nu, zic. Încredere în ea. Păi lasă că vrea. Dacă ăsta se duce și ea, păi mă duc și eu și mi-o aprate. Du-te afară că te-am spus. Mă duc și eu și mi-o aprate. Ăsta vine și face ce vrea în casă. Eu iau, zici că... Păi stai bine, că vin și eu să stau cu tine. Bă, și voia fata să vorbească cu mine, bă. Păi, bă, vorbeai frumos cu ea. A venit și a dramatizat că vezi, doamne, dai cu tine. Mă, nu mai rupe. Ca să vezi că dramatizările alea de 2 lei. Dar nu înțeleg de la ce s-a pornit. Iubirea, el a venit de la mine să-și ceară scuze. Să de fac la un ce alt mișto. Îi face jocul lui Radu, aia face. Cine? Radu nu poate să facă nimic. Păi și de ce bagă seama? Dar nu l-am băgat. Dar ce să fac eu acolo în casă? Ce să fac? Băi, țipa, mă, că suntem toți aici, mă, suntem toți. De două ori ai ieșit toată afară. Ce vrei să fac? Nu mai țipa, că ne spargi timpanele aici în ecoul ăsta. Am ieșit odată, că nu am vrut să vorbesc, am încercat să vorbesc, dar am ieșit odată. A venit cu mâncare la ea, ea i-a dat peste mâncare, arunca mâncarea. Și acum a dat el peste... Încă a fost... Dar el a venit intenționat să facă mișto prin a cere scuze bă, față de mine. Dar ăsta e un mișto. Trebuie. Dar ai văzut că și Radu și... Bă, trebuie... Bă, am înțeles că toată lumea acum stăm de tot cu nervi și e normal da, dar câte să întâmplă. Dar ce să fac să stau când văd că se ia nu să stai, dar... Pe bune? Nu zic că nu. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.